Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Subiectul Zilei. Invitatul meu de astăzi este domnul Petre Emanuel Neagu, președintele Consiliului Județean Buzău, totodată și candidat al PSD, al Alianței, de fapt, PSD Pro-România, pentru un Alianța PSD Pro-Buzău. Pro-Buzău, da. M-a corectat domnul președinte. Bine ați revenit în studioul nostru, domnule Neagu. Bine v-am regăsit și în același timp și bună seara telespectatorilor dumneavoastră. Sunteți la final de mandat, fix peste o lună vom avea alegeri locale când vă veți prezenta în fața alegătorilor județului Buzău. Le veți cere încrederea pentru a conduce administrația județului pentru încă 4 ani. Am văzut că deja aveți planuri pentru viitorul mandat. Ați încheiat recent niște parteneriate, niște acorduri cu primarii celor două municipii ale județului, da, Buzău și Râmnicu-Sărat. Cel mai recent, cel de la Râmnicu-Sărat, v-ați întâlnit cu primarul Sorin Cârjan, ați pus pe hârtie niște proiecte comune pentru realizarea cărora veți conlucra, da, după alegeri, evident, în viitorul mandat, pentru că și domnul Cârjan, primarul în funcție al Râmnicului, este candidat, da? De asemenea, da, și este tot candidatul Alianței PSD pro-Râmnicu-Sărat. Da. Au fost prezenți de asemenea și partenerii dumneavoastră de alianță, reprezentanții pro-România, este vorba despre domnul Felix Rache, liderul organizației județene, și doamna Carmen Ichim, alți membri. Da? Știm doamna Carmen Ichim, care inițial își anunțase intenția de a candida la președinția Consiliului Județean, a făcut un pas în spate și merge pe mâna dumneavoastră, da? Nu, haide să începem cu ultima frază a dumneavoastră. Nu că a făcut un pas în spate, intrând în alianță, s-a convenit să mergem împreună pe liste comune. Știți că sunt două lucruri absolut diferite. De data asta s-a schimbat modalitatea de alegere a președintelui Consiliului Județean. Va fi din votul nominal, nu din vot indirect, din să fie ales din rândul consilierilor, deci practic s-a revenit la votul uninominal. Doamna va candida pe listele noastre, bineînțeles, ale Alianței Partidului Social Democrat și Pro-România, Alianța se cheamă Partidul Social Democrat Alianța pentru Buzău, și în eventualitatea, și eu sunt ferm convins că vom face majoritatea în Consiliul Județean, un vicepreședinte prin votul consilierilor județeni, bineînțeles, va fi la Pro-România, iar unul la Partidul Social Democrat, Partidul Alianța Pro-România, și deja opțiunea o are, este în persoana doamnei Carmen Ichim, fost prefect al județului. O țin să menționez că în perioada cât domnia sa a ocupat acest post de prefect al județului, am avut o colaborare foarte bună instituțională și numai, și bineînțeles în slujba, să zic, a buzoienilor. Da, deci aceste precizări le-a făcut și doamna Carmen Ichim. Nu se pune Ichim problema sa. Iar ca să avem lucrurile clare, dacă vom avea, și încă o dată mă repet, vom avea cu siguranță majoritatea în Consiliul Județean, al doilea vicepreședinte va fi actualul vicepreședinte, domnul Adi Petre. Acum revenim la lucrurile concrete la care am simțit nevoia să fac anumite precizări. Deci să știți că nu s-au făcut nici târguieli, nici s-au luat în calcul posibilitățile de a maximiza votul. Eu fiind desemnat candidatul Partidului Social Democrat, iar dânșii au venit în alianță cu noi, s-a convenit să mergem în echipă și am explicat ce se va întâmpla. A fost totuși o surpriză, domnule președinte, pentru că această alianță electorală funcționează numai la nivelul Consiliului Județean. Nu veți avea această și alianță la Râmnicu-Sărat, nu și la municipiul Buzău.
Da, pentru că sunt anumite calcule, să spunem, electorale, la nivel de votul politic, adică să clarificăm lucrurile, la alegerile locale este votul la Consiliul Județean. Așa s-a convenit de, eu știu, de către conducerea celor două partide, zic, cred eu că este un lucru benefic, mai ales că ambele partide, nu trebuie să ne ascundem după degete, știm foarte bine, fac parte din aceeași mare familie socială democrației. Și acum, dacă vorbim de pragmatism, că în politică trebuie să vorbești și de pragmatism, iar politica e pe voturi, că ăsta este și scopul, ca să poți să-ți duci la îndeplinire anumite proiecte pentru cetățeni, anumite lucruri care le ai tu în programul partidului, anumite angajamente care vrei să le faci către cetățeni, trebuie să-ți maximizezi votul și trebuie să recunoaștem că făcăm parte din aceeași familie social-democrată. Practic, voturile social-democraților, să zicem, se puteau fragmenta în două fracțiuni și vrem să maximizăm votul. Și sperați să reuniți aceste voturi ale celor da. Cu eu am făcut o declarație, nu vreau, mie da? Nu-mi place să fac afirmații înainte de alegeri, dar cu siguranță vom avea mai mult decât majoritatea simplă în Consiliul Județean. Revenind la, să zicem, unele din proiectele de viitor pe care noi ca și partid acum, la care am stat de vorbă și eu ca și actual președinte și posibil cu voia cetățenilor vom vedea după votul din 27 septembrie, deci în eventualitatea în care voi câștiga alegerile și voi fi în continuare președintele Consiliului Județean, bineînțeles că o să mă țin împreună cu colegii mei din Consiliul Județean, după ce o să consultăm și aparatele tehnice, juridic și așa mai departe, de protocoalele pas cu pas care le-am făcut cu cele două municipalități. Mă refer aici acum municipalitatea Râmnicului Sărat, e ultimul parteneria care l-am semnat, și bineînțeles cu municipiul Buzău. Dacă au fost mediatizate prin dumneavoastră mass media, practic aceste parteneriate care se... Da, avem acum imagini de la Râmnicul Sărat. Da, observ și eu. Nu sunt decât niște lucruri care vrem să le facem împreună pentru bunăstarea cetățenilor județului Buzău. Dacă asta ați implică, observat, dacă sigur îmi dați voie, că, da? Implică și un efort financiar din partea Consiliului Județean la Râmnicul Sărat. Știu că acolo sunt probleme cu închiderea unei sunt lucruri separate, da. Cu o groapă ecologică, exact, să nu-i spunem o groapă de deșeuri municipale, e nevoie de o sumă destul de mare. Da. Deci ce se întâmplă? Apropo de mediu, apropo de tot ce se întâmplă de deșeuri, de gropi care, de gunoi, cum se numeau ele, sau alte de deșeuri menajere, sau eu știu, de altfel de deșeuri, noi deja am reușit, Consiliul Județean, să facem pași importanți, să aducem bani europeni pe masterplanul pe deșeuri. În perioada următoare atragem acești bani europeni, este vorba de aproximativ 30 ceva de milioane de euro, când toate aceste lucruri le vom rezolva pe bani europeni. Țin să anunț de acum că într-un viitor nu prea îndepărtat și această problemă că trebuie rezolvată se va rezolva în mod firesc și natural și la parametri, la tot ce înseamnă 2020, vom avea probabil, nu probabil, sigur, așa scrie în master plan, un singur operator de colectare a deșeurilor, vom avea un alt depozit și un alt depozit conform da? Sigur că da, și bineînțeles că toate lucrurile, că tot ați vorbit tehnic, să spun așa, vor fi conforme și din punctul ăsta de vedere și vor fi atât în beneficiul mediului, dacă vreți, că e normal să protejăm mediul, dar și în beneficiul cetățeanului. Revenind la protocol, știm foarte bine că sunt probleme pe, să spunem, pe transportul de persoane din județ. Primăria municipiului Buzău a făcut anumiți pași printr-o asociație de dezvoltare intercomunitară și s-a ajuns cu transportul
în comun, ca să-i spun așa, prin, cu ajutorul primăriei municipiului Buzău, prin firma de specialitate, n-aș vrea să, cu toate că e o firmă de Transbusul, stat, e vorba despre Transbus, în anumite localități din vecinătatea, să spun, a municipiului Buzău. Același lucru se face și la Râmnicu Sărat, prin firma din subordinea TUC, se cheamă, subordinea primării. Serviciul face, omolog, da? Serviciul omolog, serviciul local de transport. Se face transport persoane din orașii către comunele limitrofe, din comunele limitrofe către oraș. Asta de asemenea cu sprijin de la Consiliul Județean? Nu, în momentul ăsta nu există niciun sprijin de la Consiliul Județean. Acum am făcut parteneriatele cu sprijinul consiliilor locale respectiv. Deci ce se întâmplă? Noi trebuie să intervenim, să rezolvăm transportul la nivel de întreg județul. Pentru că și cetățenii din nordul județului, eu știu, din zona de munte, și cetățenii din sudul județului, din zona de câmp, dau așa un exemplu, de la Padina sau de la Burateti, trebuie să ajungă în condiții normale și civilizate la Buzău. Fie copiii să meargă la școală, fie oamenii să meargă la cumpărături, servici și mai departe, în vizită și tot așa. Ce vom face noi prin aceste parteneriate? Vom face să putem, dacă vreți, să investim mai mult în infrastructură. În infrastructura rutieră nu e asta o problemă, investim în continuare noi, Consiliul Județean. Dacă mă refer la infrastructura din transport, în stații civilizate și moderne de așteptare a cetățenilor, în niște autogări la nivelul anilor în care suntem noi acum, unde cetățenii să poată să aștepte să-și ia mijloacele de transport civilizat, în mijloace de transport care să nu polueze, de să fie cât mai apropiate de ce vrem noi acum și de ce nu în autobuze hibrid și poate și în autobuze electrice, dar ba da, electrice, dar pe distanțe mari e o problemă, dar eu nu cred și sunt ferm convins că a trecut vremea să mai folosim în viitorul apropiat mijloace de transport non-euro, euro 2, euro 3 și mai departe. Deci asta vom face și bineînțeles că vom sta de vorbă atât cu deja am avut discuții cu domnul primar Toma, am avut discuții și cu domnul primar Cârjan și vom găsi soluții nu numai pentru cele două care sunt acum, cele două asociații de dezvoltare intercomunitară, cea de la Buzău și cea de la Râmnicu Sărat, vom găsi soluții împreună să rezolvăm problema transportului la nivel județean pe toată suprafața județului. Eu merg puțin mai departe, trebuie să găsim soluții, dacă vreți, și pentru și vom găsi împreună soluții și prin transportul și pentru transportul interjudețean. Vă dau așa un exemplu. În comuna Anăien sunt foarte mulți oameni care merg la Mizil. Merg la Mizil fie la serviciu, fie copiii, că e foarte aproape, merg la liceu la Mizil, eu știu, merg la cumpărături, dacă vreți, că e de câțiva 15-20 de kilometri. Mai puțin de 15 km cu siguranță. Noi am reabilitat drumul acum de se poate ajunge civilizat și așa mai departe. Deci vom merge și pe în direcția aceasta. Dar ce vreau eu să subliniez, că noi vom încerca cu toate primăriile, cu primăria municipiului Buzău, cu primăria Râmnicului Sărat, să atragem cât mai mulți bani și pe această axă, dacă vreți, a transportului de persoane, transportul public, pentru că sunt bani europeni și va fi prioritate zero, atât a mea, cât și a domnului primar Toma și a domnului Cârjan, să putem să facem acest lucru. Pentru că, mă repet, cred că mă repet a suta oară, a mia oară, cât de îndestulătoare ar fi bugetele noastre, niciodată nu ne pot ajunge la câte nevoi avem noi ca să putem să facem ca viața cetățeanului să fie din ce în ce mai bine și la niște parametri mai bună și la niște parametri absolut corecți. În afară de această problemă, avem și parteneriate, dacă vreți, sociale, economice, referitor la zona metropolitană și un parc industrial. Da, deja trecem la angajamentul încheiat cu primăria municipiului. Care, dacă vreți, sunt aproape în oglindă, pentru că, având o discuție cu domnul primar Toma... Zona asta metropolitană ne interesează, a devenit dintr-o dată foarte importantă această zonă. Da, și... Acum, în pandemie, când au început să se relaxeze oarecum măsurile luate în
starea de urgență, da? Și s-a făcut vorbire despre zona metropolitană. Nu. Și a fost nevoie să se vină cu o definiție și să constatăm că noi, Buzăul, nu avem o zonă metropolitană. Din nefericire, așa s-a întâmplat. Acum nu mai facem vorbire la ce a fost important, ce trebuie să... Totuși avem localități limitrofe municipiului. Da, mă refer aici la Mărăcine, la Vernești, care sunt foarte aproape și practic, probabil că ar putea localității fi incluse. Satelii. Nu, după regulile, să le spun stricte, să nu încălcăm legislația, putem să mergem până la aproximativ 30 de kilometri de municipiul Buzău, unde putem să ajungem să transformăm într-o zonă adevărat metropolitană. Și pentru să că vedem zona, ce înseamnă, care okay, sunt pentru avantajele, că zona metropolitană poate aduce plus valoare. Ce înseamnă plus valoare? De la locuri de muncă, de la o viață mai bună, bani mai mulți, investiții, dezvoltare. Există fonduri europene... Imediat special și vă mulțumesc că mi-a spus această întrebare, nu neapărat pentru zona metropolitană, de acolo pot apărea cu parteneriate atât cu investitori străini, prin parteneriate private, dar să știți că în exercițiul financiar, pe atragere de fonduri europene 2020-2024, se pune foarte mare accent pe asocieri. Deci banii europeni putem să-i atragem mult mai ușor dacă ne asociem mai multe OAT-uri. Deci singure OAT-urile astea nu prea au șanse. Singurele OAT-urile deja șansele devin absolut mici și proiecte mici. Haideți să vă spun ceva, lucru care poate să-l verifice absolut oricine. Pe marea infrastructură, mă refer strict marea infrastructură la nivel de județ, nu mai sunt banii europeni foarte mulți, aproape spre deloc, în exercițiul financiar 2020-2024. Apropo de lucrul ăsta, noi am reușit Consiliul Județean să atragem bani europeni pe infrastructură în celălalt exercițiu financiar. Și acum ne-a ajutat, dacă vreți, Dumnezeu, Divinitatea și, în primul rând, și eu trebuie să le mulțumesc angajaților din Consiliul Județean, că am fost gata cu tot ce însemna soluții tehnice. Chiar mâine o să avem o ședință extraordinară a Consiliului Județean, unde vom aproba niște parametri pentru un drum județean, mă refer la 203K, podul muncii, Lopătari, Plaiul Nucului, și a rămas, deci ce vreau eu să spun, au rămas un rest de bani din banii europeni din celălalt exercițiu. Am fost gata cu USF-ul și uitați că putem să mai facem și această aplicație și da, este foarte bine că facem această aplicație pe banii europeni, pentru că reușim să reabilităm pe fonduri europene un tronsor de drum destul de important, deci de la granița cu județul Brăila, de la Robeasca până la Plaiul Nucului. Asta înseamnă că sunt 100 și ceva de kilometri de drum european. Noi acum suntem cu proiectele în derulare pe cele două tronsoane, Mărăcinenii, Podul Muncii și Vadul Pașii, intersecție cu E85 și Robeasca. Vreau să fac și aici și o paranteză, că tot am vorbit puțin de mass media puțin mai devreme. Au apărut tot felul de lucruri și oamenii trebuie să știe și e normal să întrebe, să fie neliniștiți. Dom'le, de ce n-ați terminat un tronson și v-ați apucat de cealaltă? Păi sunt două proiecte. Sunt multe nemulțumiri din partea cetățenilor. Știu care că sunt, dar astea sunt regulile. Banii europeni nu pot să-i obțin decât pe anumite reguli. Sunt proiecte absolut diferite, care sunt fazate iarăși diferit. Un proiect a intrat mai devreme, altul a intrat mai târziu. Eu sunt absolut mulțumit și încă o dată mulțumesc celor care s-au ocupat, că singur, să știți, nimeni niciodată nu face absolut nimic, că am reușit să atragem acești bani de la Uniunea Europeană. Că noi, vă spun sincer, nu puteam niciodată să reabilităm drumurile, le aducem la un standard de 2020, acolo s-au umblat la infrastructură și așa mai departe. Este nevoie încă de muncă la aceste drumuri din județul Buzău, la drumurile județene, deși da, cu siguranță, în cei da. 4 ani de mandat cu siguranță, ai dumneavoastră, da. Eu pot să, aproape de infrastructura. Da, și poate ori am fost criticat pe bună dreptate, dar să știți, se poate verifica. Asta că toți suntem la o oră de bilanț. În ultimii 4 ani de zile s-au reabilitat mai mult de 50% din
reabilitați, spun aici, din drumurile județene. Noi avem o rețea de drumuri județene de aproximativ 1000 de kilometri. Sunt drumuri care, practic, nu s-au mai intrat pe ele să facă o minimă întreținere de la darea în folosință. Chiar am fost la Bisoca și ieri și cetățenii de acolo făceau o glumă. Dom'le, zicea, nu s-a mai făcut aici pe drumul ăsta nimic. După vremea cealaltă era prim secretar un domn sârbu și acolo reabilităm drum, am obținut fonduri, Programul Național de Dezvoltare Local. Eu vă informez foarte clar că din 2016 până în 2020, când suntem acum, noi am atras, cert, și au venit banii și i-am cheltuit și cheltuim în continuare, că mai avem proiecte implementare, mai mult de 100 de milioane de euro. Numai din fonduri proprii ale Consiliului Județean, noi am investit în covoare asfaltice 20 de milioane de euro, să văd pacte, pentru că având această rețea de drumuri foarte mare, nu poți să realizezi aceste lucruri dintr-o dată. Iar eu nu am fost de acord și se poate verifica să facem lucruri de dragul de a le face, adică să încercăm doar să... eu știu, să țină o jumătate de an, un an, aceste reabilitări. Noi în continuare avem proiecte și în maxim 2022-2023 toate drumurile noastre vor fi reabilitate. Nu trebuie să vă întoarceți la cele reabilitate acum 4 ani, nu se deteriorează între timp? Din fericire nu, pentru că eu am instituția pe care o reprezint, da, prin aparatul tehnic. Ideea, vă spun că a fost a mea, nu, avem o altă procedură. În primul rând, nu există niciun drum reabilitat fără să aibă garanție cel puțin 5 ani. Deci, dintr-o dată, nu există, de exemplu, pe drumurile care le-am reabilitat, unde nu a fost asfalt niciodată, sunt o grămadă aceste drumuri, cu siguranță 15-20 de ani nu ai nicio problemă, deci mica întreținere, marca și așa mai departe. Nu cred că se poate vorbi despre lucrul ăsta. Și apoi, vedeți dumneavoastră, dacă noi 20 de ani nu am umblat la aceste drumuri, era aproape imposibil în 4 ani de zile să poți să le reabilitezi pe toate. Gândiți-vă că aș invita pe toată lumea într-o zonă mirifică, dacă vreți, zona Valea Salciei, n-au avut asfalt niciodată. Deci de la Buda, de la Râmnicu Sărat până la Valea Salciei, să circulă pe un drum european care rivalizează cu orice țară, să spun așa, civilizată, cum zicem noi, din vestul Europei. Să știți că iați bani proprii de la Consiliul Județean și gândiți-vă că le-am făcut foarte repede. Cred că lumea n-a uitat că la Mărgărite se ajungea cum se ajungea. Acum se ajunge în condiții absolut civilizate, iarăși la nivel european, de la Murgeș până la Râmnicu Sărat. Da, și din fericire s-au mișcat și de cei de la Cenair. Știu că aveați niște nemulțumiri la un moment dat în ceea ce privește drumul național 10, care era rupt în zona Măgura. Bine, acolo, încă o dată, nu vreau să... aflat în administrarea Companiei Naționale este, de... Nu este în administrarea Companiei Naționale de dar era supărat cu la București, da, pentru că și, poate că și în continuare, dar... Pentru că revenind de la drumul ADN-10, să spunem că este vorba despre el, este legătura între Muntenia și Brașov, da? Și Transilvania, pardon. Brașov, zic eu bine. Și foarte frecventat de cei care merg la munte și vor să evite aglomerația, da? Că există o circulație foarte, foarte intensă. Deci neapărat trebuie să se facă lucrări complexe, lucrări de reparații capitale, dacă vreți, pentru că el are o zonă complexă. Într-o anumită zonă, cum e de la Buzău până la Ciuta, să spunem, să circulă ok, că da, este zona de, până la zona de deal. Pe Ciuta mai sunt ceva probleme, acolo se vor rezolva cu siguranță mai repede. Bazin, nu? Sigur că da, mai ales că și niște terenuri mișcătoare, dar avem marea problemă la Siriu, pentru că foarte puțină lume știe că acel drum practic a fost deviat pe unde să circulă acum pe la
la Siriu, în momentul în care s-a făcut barajul Siriu. Drumul era undeva prin stânga, se vede și acum cum se ieșea cu drumul și el a fost făcut nu de către o companie de drumuri, ci de către constructorul barajului, actual Hidroconstrucția sau cum s-o fi chemând acum. Și bineînțeles că s-a făcut la anumiți parametri care au la vremea respectivă. Cu specialiștii lor? Nu e vorba de numai de specialiști, dar nu s-a calculat tonajul care există în zilele noastre. Și nici valorile de trafic, că n-avea cine să anticipeze la vremea. Deci tocmai de-aia trebuie să intervină cu celeritate, mă refer la cei de la compania de drumuri, implicit Ministerul Transporturilor, ca să se rezolve această problemă. Referitor la drumuri, dar nu vreau să, că totuși sunt lucruri care să văd, știe toată lumea că zona Fințești-Năieni până la intersecție cu drumul național graniță cu județul Prahova era pietruit și la un moment dat chiar blocat. Eu să știți că l-am găsit blocat, de-abia să circula, a trebuit să facem investiții în întâi în stabilizarea zonei. Acum are asfalt tot din banii proprii. Lucrăm. Asfalt proaspăt este și la spre Vulcanii Noroioși, da? Vin imediat să vorbesc despre acest drum. Acest drum o să intre în reabilitare totală. A fost aprobat pe lista de investiții a Companiei Naționale de Investiții. Bineînțeles că noi venim cu cota noastră de cofinanțare și, bineînțeles, tot că specialiștii noștri din Consiliu au fost gata cu tot ce înseamnă SF-uri, măsurători topo și așa mai departe, pentru că în momentul în care vrei să accesezi un proiect, trebuie să ai și documentația necesară. Așa pe infrastructură s-au făcut fantastic de multe. Vedeți cum se... Nu vorbesc pentru că am vorbit prea mult și nu e firesc să exagerăm cu vorbele, dar eu chiar vă invit în comuna Bisoca, chiar dacă se circulă greu acum, să vedeți cât de fericiți oamenii aia sunt că se lucrează la drum. Deci lucrăm să fac forajele sau... Acum chiar s-a început la decopertare, o să va începe cu asfaltarea și așa mai departe. Și cred că nu credea nimeni că vom ajunge vreodată să reabilităm acel drum. Este într-adevăr o altă problemă a noastră, drum, chiar dacă sunt cetățeni foarte puțini în acea zonă care locuiesc, mă refer la zona Chilii. Dar avem turiști. Că pe zona sigur aia. Că da, sigur că da. În primăvara anului viitor, nu garantez, dar vara anului viitor va fi asfalt și acolo, în afară de lucru, s-au mai făcut lucruri de către comunitate pentru spre lacul Moceanu, programul național de dezvoltare locală, Valea Nehoiului. Practic, acum ți-e mai mare dragul să te duci pe Valea Nehoiului să vezi infrastructura rutieră. Parcă, tot spuneam eu odată mai demult, că Nehoiul se poate asemăna cu o mică Elveție, așa chiar începe să miroasă a povestea acestea. Eu am avut o satisfacție fantastică. Am fost săptămâna trecută la redeschiderea și reamenajarea complexului muzeal de la Colți. Acolo noi am făcut o investiție destul de mare, am luat cu mai multe intervenții, clădirea în patrimoniul Consiliului Județean, dându-o în administrarea Muzeului Județean, acolo am reabilitat absolut totul. Chiar este un muzeu unde la parametri, mă refer din punct de vedere al clădirii, condiții și mai departe, la parametri europeni, tot din bani proprii. Noi, chiar dacă nu era drumul la vremea respectivă, să puteam prelua drumul, că era un drum orășenesc și comunal între orașul Pătărilargele și comuna Colț, de l-am asfaltat. Acum să văd și imagini acolo, chiar vine lumea și chiar vin foarte, foarte mulți turiști. În imediata perioadă amenajăm un alt drum de la Colț până la Bozioru, chiar dacă va fi un drum pietruit, dacă să facem un circuit turistic. Am reabilitat tot în acest mandat drumul de la DN10 de la Măgura până la Cozieni, satul Bălănești. Acum am început și lucrăm de la Cozien până la Brătilă și comuna Bozioru. Deci ia câte oamenii care nu au avut asfalt niciodată o să aibă asfalt și cu ocazia asta, dezvoltând infrastructura rutieră,
adus și plus valoare, se dezvoltă zona, atât din punct de vedere turistic, deci implicit și, și economic și așa mai turismul departe. Turismul pe care l-ați prevăzut în, și, în acest angajament. Corect, da? Sigur că da. Apoi au mai fost și alte, alte drumuri, de exemplu în Comuna Balta Albă. Cred că puțină lume știe, doar cetățenii din zonă, că Balta Albă are un sat care se numește Stăvărăș, care este la granița cu județul Brăila. Acolo nu a fost asfalt niciodată și am putut să facem, am asfaltat, au și oamenii asfalt, să ajungem mult mai ușor la, la Brăila, dar nu a fost ținta, da, toți cetățenii trebuie să aibă asfalt, trebuie să aibă apă, electricitate și așa mai departe, deci condiții minimale, dacă vreți, pe care le spun eu acum, ca toți cetățenii din țara asta. Dar putem să dezvoltăm zona din punct de vedere turistic. Am uitat prea repede ce s-a întâmplat la Balta Albă, acolo era Balta, unde era pe la Maru și așa mai departe. Făcând strada, drumul respectiv, putem ușor, ușor să revitalizăm stațiunea acolo. Este un deziderat al meu și a celor care vom fi în Consiliul Județean implicit cu Consiliul Local Balta Albă, acolo chiar să facem pas cu pas ca să redeschidem povestea, că este destul de, de trist ce se întâmplă acum acolo și așa mai departe. Vorbim vă întrerup câteva secunde, avem un telefon în direct. Da. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Vă rog. Și bună seara și invitatul dumneavoastră. Bună seara. Ce să vă spun, domnule președinte, felicitări, chiar dacă eu personal am venit la dumneavoastră, chiar dacă s-a mai amânat cu vreo 6 luni podul de la Niculești, din comuna Vintilă Vodă, chiar dacă așa, dar felicitări pentru podul care generații întregi au visat și care treceau prin gârlă. Și eu am trecut cu mașina prin apa aia și acum e pod, nu știu, dacă e european, dar oricum, la nivel național există. Este la nivel național. Da. Dar de când, da, este al comunei. Da, vă rog, mă scuzați. Nu, aveți o întrebare pentru domnul președinte, da? Nu întrebare, o sugestie. Vă rog. Restul felicitări pentru tot ce face. Văd că foarte multe îl înjură pe domnul președinte. Am auzit, dar una peste alta nu mă interesează. Eu trec săptămânal pe Buzău, Vintilă Vodă și deja soseaua este la parametrii europeni, să zicem. Nu ar fi, eu știu, și pentru turism un beneficiu, o legătură între Vulcanii Noroioși și Lopătari prin Niculești, Balta Tocila. Balta Tocila, acolo. Da, sus la Pâclă, știu. Acolo. Chiar cunosc zona foarte bine. Da, da, cu siguranță, da, da, vom... Este un drum? Nu e, mi-ați, cred că e costisitor, nu știu. E destul de, da, costisitor. Vă mulțumim pentru telefon. Da, gândurile. La revedere. În momentul în care vom termina reabilitarea drumului până la, până la Lopătar, vom încerca, chiar dacă nu va fi un drum asfaltat în prima fază, să se poată circula în condiții absolut normale și apoi după, cu siguranță, da. Haideți să vă spun ceva. Apropo de, de turism, noi am reușit un lucru absolut deosebit. Tot a vorbit lumea despre Ținutul Buzăului. Am reușit să depunem documentația să fie acreditat Geoparc UNESCO. Este un lucru fantastic și cu ocazia asta, când o să fie acreditat, sunt procedurile de acreditare, iar trebuie să informez lumea că lumea, dacă, da, noi am depus toată documentația, de există o cutumă. Cu siguranță va fi acreditat UNESCO Geoparc cu Ținutul Buzăului, deci va fi al doilea după Ținutul Retezatului din, din România. Sunt proceduri sunt complicate? Sunt proceduri, nu neapărat complicate, proceduri de durată. Deci durează aproximativ 2 ani. Punctajul avem, am luat legătura cu raportori, acolo sunt niște raportori, este o poveste, așa, nu se fac vizitele în teren, cu siguranță, deci vom fi acreditați, da? Durează un an și jumătate, doi, până când vin oameni, așa se face. Deci, și puteți explica care sunt beneficiile? Păi, beneficiile, în primul rând, sunt că poți accesa mai ușor bani, poți dezvolta zona într-un anumit fel,
În primul rând, ai vizibilitate și asta este lucrul cel mai important. Ai vizibilitate nu numai la nivel național, ai vizibilitate la nivel european și chiar mondial. Poți să faci anumite lucruri acolo, dar vreau să mai spun să liniștesc lumea, că mulți au zis, da, domne, să face geopar, nu mai putem să punem asfalt. Nu, nu este adevărat. Se pot face în interiorul comunităților tot felul de lucruri care se dezvoltă. Noi am făcut chiar pași, săptămâna viitoare probabil o să inaugurăm una dintre porțile de intrare în geopark. Este vorba despre poarta de la Berca. Ce înseamnă poarta? Acolo este o clădire, da? Care are o intrare, un hol, unde se explică ce înseamnă geopark, unde se explică în fiecare cameră tot ce înseamnă tradiție, tot ce înseamnă ce găsești în geopark. Este o utilată modern, sunt căști unde oamenii preia tot și li se explică ce și cum, vor fi în mai multe limbi, oamenii găsesc și, dacă vreți, și lucruri tradiționale, eu știu, sunt de la picturi până la, eu știu, încălțăminte, îmbrăcăminte și așa mai departe, tradiții specifice, olărit și așa, dar și secvențe, dacă vreți, panoplii de la 3D și așa mai departe, cu tot ce avem noi, vulcanii noroioși, trovanții și așa mai, și așa mai departe. Deci este un lucru absolut benefic și numărul turiștilor să crească cu absolut cu siguranță. Vă spuneam că am fost la redeschiderea muzeului de la Colț, da? În propriu spus vă spun, muzeul o să devină într-adevăr, astăzi mi-ați ridicat mingea la fileu, dacă vreți vă dau o informație în premieră, fără să vedeți m-ați provocat, n-am avut niciun fel de înțelegere. Practic acolo este o colecție muzeală, aparține de Muzeul Județean, dar vom transforma și tot ce înseamnă organizarea Muzeului Județean și într-adevăr va fi Muzeul Chihlimbarului la Colț. Acum merită să și îndeplinește toate condițiile, deci va fi un complex muzeal. Am văzut că s-au făcut niște investiții acolo și în mobilier. Nu numai mobilier, sunt condiții, sunt condiții de climă care trebuie să fie la anumiți parametri, mobilierul, sunt niște colecții, sunt obiectele vechi, eu știu cum sculele sau uneltele cum care folosite se foloseau la extragerea chihlimbarului, da? Există un strung care l-am achiziționat de la un cetățean, strungul care șlefuia chihlimbarul, există și un shop, un magazin unde se vând anumite lucruri legate de muzeul de la Colț, dar cel mai important lucru este că l-am adus la parametri cum? Acum un an, doi, toaleta era în curte. Curtea arăta cum arăta, acum totul este integrat, corpul, eu știu, grupul social este în corpul muzeului, nu mai trebuie să, eu știu, să ducă omul la toaletă în spatele curții, pentru că am reușit să preluăm clădirea de la Consiliul Local Colț și am luat-o noi la Consiliul Județean. O investiție tot în cultură s-a făcut și la colecția de etnografie și sigur folclor, că da? Da. Apropo, da, reabilităm pe fonduri europene clădirea Brătiană, acolo vom face și un anfiteatru. Iar chiar am vorbit cu domnul primar să intrăm în parteneria. Că mai durează lucrările? Am văzut că dar suntem în parametri, se lucrează, să știți că sunt pe faze, lucrările au trebuit oprite la un moment dat când s-au turnat betoanele, că trebuie să aștepte ca să sigur că da. În luna noiembrie clădirea este gata la roșu. Iar în primăvara anului viitor, că așa este proiectul, sigur că da, clădirea va fi gata și începem la amenajarea curții. O parte se amenajează pe fonduri europene, restul, că e un spațiu destul de mare de 3.000 ceva de metri care rămân din fonduri proprii. Acolo vom face noi un anfiteatru în curte, deci va fi un lucru
destul de bun. Știți foarte bine că Bulevardul Bolcescu este bulevardul de promenadă al municipalității, al nostru, al Buzoienilor. Împreună cu primăria municipiului. Chiar am vorbit și povestea asta cu domnul primar, nu e vorba de clădire, clădirea este cu totul altceva. Împreună vreau să realizăm și proiectul ăsta cu amfiteatru, pentru că avem nevoie de o grădină de vară, avem nevoie ca cetățenii, eu știu, și sunt mai multe evenimente care se pot derula. Da, tot împreună cu primăria municipiului Buzău ați stabilit ca proiect de viitor înființarea Teatrului de Artă Buzău. Da, teatrul de repertoriu. Asta ce înseamnă desființarea Teatrului George Ciprian? Nu strici ceva ca să faci altceva. Nici domnul primar, nici eu nu o să facem acest lucru, cel puțin așa cred eu, niciodată. Nu. De ce se întâmplă? Așa să încep cu începutul. Eu am avut onoarea, dacă vreți, în 1992 să-mi dau votul pentru reînființarea Teatrului la Buzău, Teatrul George Ciprian. Eram consilier de sean la acea vreme. Noi avem un teatru de proiecte care este al Consiliului Județean. Domnul primar și eu, bineînțeles, și mai stăm de vorbă și cu oameni de artă, cu actori din țară și așa mai departe, vrem să punem umărul, să facem un teatru de repertoriu. Asta ce înseamnă teatru de repertoriu? Să avem actori angajați și așa mai departe. Deci să poți să fii un teatru de sine, teatru de proiecte. Care va funcționa în paralel cu... Într-o primă fază, cu siguranță. Da, mai avem un telespectator. Da, vă rog. Bună seara, vă ascultăm. Pentru domnul reporter. Domnule Neagu, vă rog frumos să explicați și mie că vorba dumneavoastră sunteți mai în temă. Cu pandemia asta, că se zice că este COVID, că e asta. Dacă, dau ca exemplu, vreți să facem o stradă, trebuie să cerem aprobare tocmai de la Turcia, de la Istanbul, de la asta, ca să facem strada noastră. Noi nu mai avem materiale, nu mai avem ciment, nu mai avem nimic în țara asta. Am mutat-o cu totul. Dar îmi răspundeți la subiect, nu cu predicați ocolișuri. Nu, spune. Da, mulțumim. Nu prea înțeleg ce a vrut să spună telespectatorul dumneavoastră. Probabil că a vrut să... Eu încerc să înțeleg. Să intuiți. Să intuiesc. Că eu știu... legat de... Nu trebuie să cerem aprobarea absolut nicăieri vis-a-vis dacă s-a legat de fonduri pentru europene. Pentru stradă, da? Am înțeles. Pentru reabilitarea străzii. Nu, reabilitarea o facem noi, dar noi, așa cum am spus puțin mai devreme, nu avem bani suficienți cât am vrea noi ca să putem să realizăm toate lucrurile care vrem să realizăm și nevoile care le au cetățenii și le are țara asta. Și tocmai de aia accesăm niște bani europeni, dați niște reguli acolo, cum îi cheltuiești, că e ca la o bancă, când te duci să-ți dea cineva, trebuie să ai o dobândă, trebuie să plătești la termen și așa mai departe. Nu, eu cred că să legat puțin, poate, de capitalul românesc, ce-o fi vrut să spună domnul, dar nu ai nevoie de aprobare de nicăieri, să ai aprobare, ai nevoie de girul consiliilor locale sau județene sau de girul... Haideți să ne întoarcem la subiectul ăsta al culturii. Un alt proiect pe care l-ați demarat în timpul acestui mandat este reabilitarea totală a bibliotecii județene. Da. A fost mutat întregul fond de carte. Deci ce, da, sigur, ca să vă răspund repede. E o clădire... Deci, în primul rând, este clădire de patrimoniu. Da? Este o clădire, practic, care se identifică cu istoria județului Buzău, a municipiului Buzău implicit. Din nefericire ajunseseră la un grad mare de degradare. Dacă nu se vedea, să zicem așa, la suprafață, dar cea mai mare problemă a avea la infrastructură, la fundație. Și am găsit posibilitatea asta pe fonduri europene să putem să o reabilităm. Acolo e o clădire de patrimoniu, cum spuneam, dar sunt lucrări complexe, pentru că a trebuit luat fondul de carte, dus în altă parte, biblioteca să funcționeze și sunt cutumele, dar văd că acum am văzut că
și actualii guvernanți și cei care au fost înainte or să au declarat, cel puțin la nivel declarativ, că se vor simplifica anumite proceduri, atât de atragere de fonduri europene, cât și pe procedurile la licitație și așa mai departe. Fiind clădire de patrimoniu, trebuie să te încadrezi în anumite locuri, să iei avize de la Ministerul Culturii, de la anumite comisii și așa mai departe, să lucrezi cu experți, să lucrezi pas cu pas și așa mai departe. Da, biblioteca va fi reabilitată în totalitate. Ea este într-un proiect european, dar să știți că sunt foarte mulți bani care îi dăm și noi din fonduri proprii, dacă partea de cofinanțare. Cofinanțare, da? Este de aproximativ 40% spre 50% din valoarea lucrării, dar e un lucru care benefică, salvăm această clădire. Dacă o mai lăsam așa, riscam ca la primul seism puțin mai puternic, ca să spun așa, să ne trezim cu această clădire jos. Pe de altă parte, avem o altă clădire care nu mai poate fi salvată. Vorbim aici despre clădirea Centrului Militar Județean. Ați intervenit acolo, ați dus niște module. Acolo, ca să fie lucrurile foarte clare, prin atribuțiile care le avem noi avem în... nu neapărat în administrare, ca să putem să intervenim în reparații și așa mai departe la anumite clădiri, implicit la cei de la centru militar, ca să înțeleagă toată lumea, fostele centre militare, CMJ-ul, cum era un moment. La comisariat. Da. Comisariatele, bun. Da? Clădirea este foarte veche și impropriu ca să îți mai desfășoare activitatea, dacă o lac peste pupăză, s-a și revendicat o parte din, că a fost naționalizată probabil la un anumit... la un anumit moment. Deși cu probleme juridice. Tot felul de clădiri. Nu mai să preda, nu că spun eu, spun cei care lucrează acolo și experții, bineînțeles, la activitatea pe care se face acum. Erau angajații în pericol? Cu siguranță, da. Și în primul rând, nu numai angajații, și cei care veneau să cu diferite activități, dar și activitatea era improprie. Atunci noi nu am găsit, puteam să găsim doar o singură sursă, a făcut expertiză și expertiza a spus foarte clar, clădirea nu mai poate fi reabilitată. Pentru că a trecut ien cu tremure peste ea, nu a fost reabilitată la timp și așa mai departe. Și era mult mai costisitor decât să repar decât să faci acolo. Dar trebuia, pentru rezistență, că este o activitate cu un anumit specific, nu pot desfășura cei de acolo oriunde, să găsim o soluție să-și desfășoare activitatea atât din punct de vedere al siguranței, cât lor, ca și integritate a vieții și așa mai departe, cât și a activității curente. Și atunci, la propunerea celor de la Centrul Militar Județean, am venit să achiziționăm aceste containere, nu le-am achiziționat noi, le-a achiziționat Centrul Militar, dar cu banii dați de Consiliul Județean. Am fost și am văzut, într-adevăr, activitatea se desfășoară în condiții normale și pe toate normele care trebuie să le îndeplinească un obiectiv aparte, militar, ca să spună, fiind regim, e un obiectiv că, da, militar care lucrează cu civili. Corect. Motiv pentru care nu poate funcționa într-o unitate dezafectată sau într-un nici spațiu. Nici măcar într-o unitate pus la dispoziție de chiar divizie. Chiar să știți că cei de la divizie au pus să le erau dispuși să le pună la au suficient spațiu, sigur, cred. Dar nu se poate conform legislației și asta este. Deci, în momentul ăsta, lucrurile sunt rezolvate. Era singura soluție. Era singura soluție să facem acest lucru. L-am făcut, că trebuia ca activitatea să se desfășoare în continuare. Urmează pasul următor, autorizația de demolare a construcției, și vom începe o altă construcție. Ce faceți cu blocul pentru blocul pentru medici? De la fosta maternitate. De la fosta maternitate, acolo. Cu judecătoria, am înțeles că a picat. Cel puțin deocamdată, Ministerul Justiției nu mai pare dispus în momentul ăsta. Da, să clarificăm lucrurile. O parte din teren l-am cedat Ministerului Justiției ca să facă o judecătorie modernă, era normal să fie așa. Dar, spun un dar, dacă până în 2021, cel târziu în 2022, nu se realizează obiectivul, terenul va reveni înapoi la Consiliul Județean. Bun, eu sper că da. Partea cealaltă am promis și o să facem, într-adevăr, un bloc pentru cadrele medicale.
Am luat toate aprobările, s-au făcut toate diligențele, suntem în faza de licitație. Licitația probabil că se va termina, da, un termen, nu am de unde să știu eu sigur, în câteva luni, deci în primăvară vom începe. Luați în calcul și contestațiile, da? Da, și hai că să clarificăm anumite lucruri. Multă lume mă întreabă, nu e treaba mea cu licitațiile, există compartimentul de licitații, eu sunt doar informat că s-a făcut sau s-a terminat, nu s-a terminat, s-a făcut, nu s-a făcut contestație, atât. Eu nu realizez cine, ce și cum decât în momentul în care semnez la urmă când s-a terminat licitația. Da, din păcate s-a terminat și emisiunea noastră, domnule președinte. Mai aveam multe de discutat, dar cu o altă ocazie. Oricând, cu mare drag, vă mulțumesc și o seară bună telespectatorilor, cât și domniile voastre, și oricând o să vin cu mare drag la vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Până la întâlnirea noastră viitoare, vă spun la revedere!